Programul ăsta vine după alte trei, nu-i așa, în care ați urmărit filmele studențești produse în perioada comunistă. Și voiam să vă întreb în primul rând dacă producția per se, în termeni logistici, în prima jumătate a anilor 90, diferă de parcursurile de producție ale studenților până atunci. S-a schimbat curricula, erau altfel făcuți anii de studiu pentru filme sau s-a păstrat aceeași în mare măsură? Era tot documentar într-un punct, tot film de plată un alt punct sau lucrurile s-au amestecat? Acum, cred că pe perioada de care vorbim, asta 1990 și 1993, cum vorbeau și regizorii și directorii de imagine după proiecția de astăzi, era cam dezordine ce se întâmpla în acești primi ani de după Revoluție. Probabil curricula rămâne aceeași în mare parte neschimbată. În schimb, au loc schimbările astea la nivelul corpului profesoral. Unii dintre profesori sunt cumva alungați, vin alți profesori, deci mai degrabă cred că aici au avut loc schimbări. Și voi vizionați doar pelicula 35? Asta are legătură cu limitările voastre logistice sau căutați anume filmele de final de studenție? Deocamdată a avut, da, legătură cu, cum spuneai, cu limitări logistice. Cred că urmează și sperăm să ajungem să ne uităm și la filmele de pe 16 mm la un moment dat. Dar acum, sigur, ne-am uitat la cele de pe 35 de mm cronologic și mai urmează, de fapt, un al cincilea program, o să fie un program tot pe anii 80, filme studențești din anii 80, dar pentru cine m-a iubit l-am prezentat pe acesta din 1990. De ce? Pentru că deja mai avusesem niște programe, inclusiv pe anii 80, ni s-a părut că ar fi mai proaspăt să îl prezentăm pe acesta, ar avea un element de noutate. Nu, la întrebarea asta, ce aș mai putea să adaug este că pe măsură ce tot realizăm programe și avem discuții cu diversi cineași, ne dăm seama că sunt anumite filme care lipsesc din arhivă, din diverse motive. Fie că unii dintre ei și l-au luat acasă și ne spun, a, dacă tot faceți, să știți că am luat un film și poate ar fi bine să fie și la voi. În general, cred că din motivul ăsta, din ce am legat. Acum nu dau nume, dar cel puțin trei ne-au zis că au luat filme acasă la un moment dat și probabil neavând încredere în arhiva școlii sau habar n-am care era situația, deci s-ar putea să mai existe filme pe care să le recuperăm și din afara arhivei, tot filme studențești. Și legat de filmele pe care le-ați inclus acum în program, firește cum mare expectativă avea de-a face, nu-i așa, cu filme care se leagă de Revoluție. Ce vreau să întreb precis este, ați vrut să le evitați sau ele chiar nu sunt în măsura covârșitoare care ar fi de așteptat din afară? Nu erau, dacă mi-aduc bine aminte, direct despre Revoluție, poate că era Mircea Ciocârtei făcut să ceva, dar care era și despre piața universității, în fine. Adică așa direct legate de Revoluție, eu nu mi-aduc aminte să fi văzut un film, De nici comunism. măcar unul, legat de comunism, ce să nu mi-aduc aminte să fi fost un subiect foarte des întâlnit, de fapt foarte des sigur, nu? Mai degrabă sub forma asta alegorică, cum este în Cameleonul, în care doar îl ghicim o poziție față de realitatea asta în schimbare, dar altfel, da, nici eu nu mi-am amintit să fi fost vreunul dintre ele precis. Sigur, mai este un film tot al lui Bogdan Cristian Drăgan, cel regizorul filmului Emma, un film pe care nu l-am inclus în această selecție, care pare să ducă tot așa, de fapt este, prezintă niște tropi din ăștia de anii 90, un fel de univers închis în sine, concentrațional, adică genul ăsta de trop, cumva are ceva, un pic de Twin Peaks, dar și un pic din stilistica filmelor de ficțiune, de lungmetraj din anii 90, adică e o amestecătură. Poate în acela se mai intuiește ceva, tot un fel de comentariu politic asupra perioadei.
Dar probabil că perioada pe care o trăiau totuși era atât de interesantă, așa mi-am explicat, încât poate astăzi ni se pare ciudat că nu sunt mai multe despre Revoluție și despre perioada comunistă, dar probabil că era mult prea interesant ce li se întâmpla la momentul ăla, imediat după, și asta mi se pare că reflectă și filmele de azi și ce am văzut în general, așa un fel de perioadă de liberare și de confuzie în același timp a poziției lor ca tineri în societatea asta, și mi se pare că se reflectă la mai multe niveluri și în personaje, în multe dintre personaje. Asta cred, pe de parte, și pe de altă parte, multe dintre filmele astea sunt de fapt despre relații foarte asemănătoare cu, nu știu, preocupările studenților din ziua de astăzi. Multe se aseamănă la nivelul ăsta căutărilor, sunt tineri, interesează să exploreze tot felul de probleme relaționale. Adică... Ați ajuns deja la producția pe video, pe camera beta, sau urmează? Aveți idee când a intrat camera beta în UNEATC? Dacă zicem nu, părem proști, deci o să zicem da. Avem idee, dar nu știm când. Și oricum proiectele astea mai prestigioase așa, era pe peliculă și au fost până foarte târziu, până foarte aproape de zilele noastre. Proiectele ultimilor ani de studenție erau pe peliculă. Dar sunt aproape sigur că nu, adică și din ce au povestit în seara asta și ceilalți, adică nu pare că până în 93 aveau proiecte pe beta, deci încă n-am ajuns la perioada aia. Și probabil, din câte mi-amintesc vag, sper să nu mă înșel prea tare, mai degrabă documentarele erau filmate pe beta, da. Dar mult mai târziu. Așa pare să fie și din catalogele Cinema Iubit. Din 96 începând, pare că filmele de anul 2 sau 3 de aici, sper să nu greșesc eu, pare că ele erau făcute direct pe beta și altele erau transferate pe beta. Pare că 16 mm ajunse să se transfera pe beta într-un punct. Mm-hmm. Documentarul, scuze, fiind da, filmul de anul 2 de obicei... Legat de ce mai ascunde arhiva de film 90, sunt lucruri care v-au rămas în minte ca fiind particulare pentru producția 90 sau mai degrabă nu? Dar să spun, am văzut doar până în 93 deocamdată. Prima jumătate a anilor 90. Eu doar 3 ani am văzut. Uh-huh. 90-93, n-am mers mai departe încă. Ce aș putea să spun este că sunt și anumite tendințe pe care le-am observat, dar pe care am încercat să le minimizăm, ceea ce sigur că ne-am putea aștepta, știind și filmele de ficțiune ale anilor 90, de lungmetraj, și cunoscând un pic perioada respectivă. Multe dintre filmele astea au niște nuanțe misogine, pe care am încercat să nu le aducem. Nu știu dacă ești de acord, dar așa le-am simțit. Poate că în capul meu iau o amploare mai mare, dar sunt câteva filme destul de pregnante pentru mine în zona asta. Alte lucruri... Alegoria, nu știu, adică ceea ce se vede totuși și în unele dintre filmele din program, dintre filmele selectate, nu știu, aș spune că și Cameleonul e o alegorie, și Emma la un anumit nivel are un caracter alegoric, și cred că asta era ceva destul de des întâlnit în multe dintre filmele și filmele un pic mai puțin reușite, adică un soi de construcție de tip glissando, dacă vrei, ca... Și apropo de ce spunea Gabriela, sunt curios cum împaci pe de-o parte o responsabilitate istorică, ca să zic așa, nu e așa, se face un calup în care se arată producția iatecistă, atefistă, și partea creativă, în care sigur că vrei să faci o selecție și să arăți ce rezonează cel mai puternic cu tine, ce întrebi, există vreodată presiunea că o selecție s-ar putea să nu fie reprezentativă istoric pentru subiectul pe care vrei să-l prezinți? Cred că selecția asta este reprezentativă și e sugestivă pentru filmele pe care le-am văzut. Cred că în mare parte sunt cele mai bune dintre cele pe care le-am văzut, dar și ele sunt destul de variate și conțin multe dintre elementele care apar și în celelalte. Deci cred că se împacă amândouă.
Iar eu mă gândeam acum, în timp ce adresai întrebarea, dacă îmi pun problema asta când mă gândesc ce filme îmi plac sau ce filme aș selecta, și mi-o pun mai puțin, ca să fiu sincer. Adică mi se pare că până la urmă a realiza o selecție, adică la fel de bine la un moment dat poate o să apară alți oameni care, uitându-se la același film, o să facă cu totul alte selecții după cu totul alte criterii, și e just, e la fel de just, dar acum, fiindcă suntem primii care facem o selecție de filme care sunt digitalizate uitându-ne la aceste filme în masă, adică uitându-ne practic la toate filmele pe 35 păstrate în diverse perioade, cred că mai important pentru noi, cred că e filtrarea printr-o sensibilitate contemporană, adică prin mintea noastră de acum, sensibilitatea noastră de acum, care e totuși formată de timpurile și de particularitățile, nu știu, contextele în care am crescut și am nu știu, ne-am format gusturile. Diferențe mari nu sunt între noi de vârstă, adică cred că sunt de 10 ani între cel mai tânăr sau cea mai tânără și cel mai în vârstă și cea mai în vârstă, nu spun care-i care, nu, deci de-aia nu spun genul. Deci există o diferență nu foarte mare de generație, există, dar ea există totuși. Aș spune că 10 ani face o diferență, mai ales apropo de totuși avem, adică ne-am născut în perioada comunistă. Toți trei, deci cumva ia 10 ani în plus, contează, adică, apropo de... Și atunci, din această negociere de gusturi, de discuții, cred că, la un moment dat, rezultă niște lucruri interesante. Adică nu aș spune că tot ce place cuiva, place tuturor. Și nici invers, dar cred că în cazul filmelor, în general, până acum, politica noastră de curatorială a fost să selectăm doar filme care li se par cel puțin ok tuturor. De aceea avem o divergență pe unul dintre filme care uneia dintre noi îi place extrem de puțin și celorlalți foarte mult, deci nu l-am selectat deocamdată. Dar cred că mai degrabă nu ne punem problema asta neapărat. La nivelul ăsta, cum facem să prindem gustul epocii respective față de... Eu mi-o pun într-un... Sau e unul dintre criteriile mele și pentru care valorizez anumite filme, adică mă interesează și lucrul ăsta, cum conturează perioada respectivă, dar sigur nu e poate primul criteriu, dar oricum când ne uităm la filmele unei epoci, cumva, cred că n-are cum să nu vină și lucrul ăsta în minte. Ceea ce spun toate filmele alea despre epocă și cum o reprezintă estetic, social și în toate modurile astea. Dar eu nu mi-aduc aminte, și acum sunt de la primul program de filme din anii 60, eu nu mi-aduc aminte să fi văzut vreun film și oricare și să fi zis, ăsta pare din anii 2000, nu știu, adică toate mi s-au părut ca o legătură cu epoca într-un fel sau altul, în care au fost făcute. Deci, cumva, n-am avut niciodată senzația că văd acum un film și, pare din anii 40 sau pare din anii 90, nu, și invers. Cred că aici, de exemplu, mi-a plăcut ideea că o să avem un film ca Cameleonul în selecție, tocmai în ideea că seamănă cu anumite filme din epoca respectivă și că este în genul lui ăsta de alegorie cel mai bun dintre ele, dar și că reprezintă o anumită tendință din perioada respectivă. Iar mie mi-a plăcut că folosește muzica formației Azur. În regulă. Păi atunci spuneți-mi câte ceva despre Călupul pe care urmează să prezentați, al doilea Călup cu producții obziciste, și ce mai pregătiți pentru vizionare în viitor. Să fim misterioși. Păi eu o să fiu misterios genuin, pentru că îmi aduc aminte. Adică pentru că sunt în atât de multe proiecte încât realmente asta e așa îndepărtat peste o lună, două, încât nu mă mai gândi la el. Deci în orice caz sunt filme de la sfârșitul anilor 80, pentru că le-am luat, sunt tot cronologice, sunt
Acolo e foarte interesant, pentru că mi se pare că în anii 80 cu adevărat se făceau filme execrabile, adică dacă ar fi să compar așa între generații și decenii, într-adevăr, cum ziceau și ei, pare că la sfârșitul anilor 80 erau doar nepotisme sau ceva, pentru că erau foarte, foarte proaste și atunci a fost foarte greu de găsit câteva filme, cât un program, cât de cât onorabil. Ceea ce, până la urmă, am reușit. În spate e colega noastră, Ana, care refuză să fie filmată, deci... Dacă ne face semne să dispărăm. Deci, în schimb, există unul dintre filmele din program, cred că e unul dintre favoritele mele din tot ce am văzut, și e destul de lung filmul, deci ocupă mult din program, și în orice caz e foarte interesant și de văzut, întotdeauna e interesant la programele acestea, de comparat cu, pentru că majoritatea filmelor sunt de ficțiune, de comparat cu producția oficială de filme de lung metraj de ficțiune, și întotdeauna ele sunt puțin, fiind filme studențești, sunt puțin apart, adică au un caracter experimental un pic mai mare și la nivel narrativ și la nivel formal, aș spune, și aș spune chiar și în anii 80, în aceste filme de final, care sunt pic mai poate mai anchilozat, așa puțin estetic decât altele din alte perioade, chiar și în astea, comparativ cu majoritatea producției de ficțiune, toți sunt ies mai bine din perspectiva asta. Deci asta va fi următorul program pe care vă prezenta în următoarele luni, pentru că deja e gata. Acum se lucrează la partea de colorizare, deci la partea tehnică, subtitrări, dar selecția e făcută. Iar ulterior o să mergem cronologic în continuare în anii 90, cel puțin, mai avem mult de văzut și sperăm să, la un moment dat, să existe sau să apară ceva, orice masă de montaj, orice, la care să putem începe să vedem și filme pe 16 mm, pentru că e o colecție destul de mare și nu doar din anii 90, adică începând cu anii 60, și atunci să putem să începem să facem programe și cu aceste filme.